Prima ediție a Buzău Fest va avea loc în zilele 2-4 iunie, manifestările urmând să se desfășoare atât în municipiul Buzău, cât și în stațiunea Sărata Monteoru. Festivalul va debuta chiar în această seară. De la ora 21, prin orașul Buzău, va avea loc o paradă cu torțe. De lângă Episcopia, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, traseul va continua pe strada Unirii, Bulevardul Nicolae Bălcescu până la intrarea în Crâmp. Evenimentul va continua sâmbătă și duminică în stațiunea Sărata Monteoru, unde vor avea loc lupte daco-romane, ateliere de creație, dar și crosuri și concerte de muzică ușoară și folclorică. Autoritățile s-au gândit și la buzoienii care nu au posibilitatea de a ajunge în stațiune pentru cele două zile ale festivalului. Consiliul Județean Buzău va pune la dispoziția celor interesați un autobuz etajat care va efectua curse gratuite din 2 în 2 ore din Buzău către Sărata Monteoru. Plecarea se va face din fața parcului Crâng, începând cu ora 10. În afară de tradiții și cultură, vrem să promovăm și turismul, vrem să promovăm stațiunea Sărata Monteoru, vrem să demonstrăm că și noi Buzău putem, dacă vreți, să intrăm în axa turismului românesc și cred eu că avem ce să oferim turiștilor atât din județul Buzău, cât și din întreaga țară. Prima ediție a festivalului Buzău Fest se va încheia duminică seara cu un concert al trupei Zdob și Zdub și un superb foc de artificii. Bugetul total alocat organizării acestui eveniment este de 120.000 de lei.